În continuare, îl invităm cu respect să ne adreseze câteva cuvinte pe domnul Dan Ghiurco, primarul orașului Jibou. Preacucernici părinți, dragi copii, distinse oficialități și onorați invitați, stimați participanți ai plutoanelor de defilare, dragii mei concetățeni, Ziua Națională a României este strâns legată de un moment crucial din multimilenara noastră istorie, Marea Unire, înfăptuită în urmă cu 106 ani, când pe câmpul lui Horea, de la Alba Iulia, peste 100.000 de participanți au votat și aclamat rezoluția Marii Uniri, prin care Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul se uneau cu patria mamă. Acest drum de aproape 2 milenii pe care națiunea română l-a parcurs de la nașterea sa și până în momentul suprem de la Alba Iulia a fost numit de Nicolae Iorga drumul de lacrimi și de sânge al poporului român. Frați români, bucurați-vă! Ceasul mântuirii voastre a sunat. Așa începea manifestul către românii din Ardeal la intrarea armatei române în primul război mondial în august 1916. A urmat o perioadă cumplită pe parcursul războiului când România era condamnată la un adevărat dezastru. Situația era extrem de dificilă, armata era decimată, iar epidemiile, foametea și frigul anunțau sfârșitul. Atunci, la Iași, într-o ședință a Camerei Deputaților, același Nicolae Iorga a avut un discurs memorabil, un discurs a cărui forță a schimbat cursul războiului și a mobilizat o țară ce părea îngenunchiată. Marele istoric spunea: dacă suntem ceva, nu suntem prin biruința strămoșilor noștri, ci suntem ceva numai prin suferința lor. Puterea o căpătăm din jertfa lor. Să nu uităm niciodată jertfa celor aproximativ 900.000 de ostași români care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă și aproape fiecare casă de români avea la poartă steagul negru de doliu, fiindcă cineva drag din familie a murit pe câmpul de luptă pentru apărarea pământului strămoșesc. Pentru Europa, pământul românesc a fost timp de 500 de ani zi de ocrotire a creștinătății și culturii, apărat cu trupuri românești. Asta a făcut România pentru Europa. La sfârșitul războiului, marile imperii se destramă, iar națiunile încep lupta lor de formare de state națională, de mers la care și fruntașii politici români ai vremii se implică și devine pentru ei un obiectiv național. La 27 martie 1918,
Basarabia s-a unit cu România. La 28 noiembrie, Bucovina s-a unit cu patria mamă, pentru că la 1 decembrie 1918 toate provinciile din Ardeal să se unească cu țara. Doamnelor și domnilor, Ziua Națională simbolizează tot ce este mai important, mai bun și mai valoros pentru o națiune. Este ziua care unește trecutul cu prezentul, dar și cu viitorul. Această zi ne reamintește de valorile care ne definesc: istoria neamului, limba noastră, credința în Dumnezeu transmisă de însuși Sfântul Apostol Andrei, cel care ne-a încreștinat pe noi și a cărui pomenire este chiar astăzi. Sfinte Apostol Andrei, roagă-te pentru noi! Această zi ne mai reamintește de familia tradițională, dar și de respectul față de simbolurile naționale. Vita nostra patria est, spuneau romanii, viața este patria noastră. Și îmi place să cred că această expresie nu s-a depreciat foarte mult. După dragostea maternă, cea mai nobilă și profundă este dragostea de țară, așezată în seiful de cristal al conștiinței naționale. 1 decembrie 1918 este cel mai înălțător moment din istoria românilor, când prin voința întregului popor s-a format România Mare. Distins auditoriu, liderii generației Mari Uniri s-au ridicat la cel mai înalt nivel al misiunii istorice și patriotice. Ei n-au uitat nicio clipă fraza sfântă rostită de Simeon Bărnuțiu: țineți cu poporul ca să nu rătăciți. A fost cea mai importantă generație de români din epoca modernă, ctitor de țară și de lege străbună. Recunoștința noastră este puntea de legătură dintre noi și înaintașii noștri. Moștenirea pe care am primit-o la ei, lecția de unitate și demnitate predată, nu este doar un cadou. Avem datoria de a păstra și cultiva darul unității naționale. Dragii mei, îmi doresc ca ziua de 1 decembrie să nu rămână doar o pagină de istorie în cartea noastră, să fie o lecție de unitate și de încredere în forțele noastre. Nu există eu, nu există tu, există doar noi, noi românii, la bine și la rău, împreună, uniți și solidari. Vă doresc sănătate, credință, pace și înțelegere în familie. Bunul Dumnezeu să ocrotească țara noastră. La mulți ani, România! La mulți ani, dragii mei români!